În meciul decisiv al semifinalei play-off-ului, Chaumont a învins în deplasare cu scorul de 3-0 pe Nantes. Adriana Ciobăniței a fost titular și a reușit 9 puncte toate din atac, dar în continuare a fost cel mai important om de preluare al învingătorilor. În marea finală, Chaumont va juca împotriva liderului clasamentului campionatului regulat, Tour. În campionat, fiecare s-a impus pe terenul adversarei, Chaumont cu 3-1, iar Tour cu 3-0. Pentru a Ciobăniței, aceasta este cea de-a doua calificare în finala campionatului Franței, după ce a reușit acum 2 ani cu AS Caen. Atunci a câștigat titlul. Ajuns în 2021 la Chaumont, voleibalistul fălticenan și-a trecut anul trecut în palmares Cupa Franței, dar și medaliile de bronz în campionat. Adriana Ciobăniței a început voleiul la Clubul Sportiv Școlar Nicu Gane Fălticeni, avându-l ca antrenor pe profesorul Ionel Ciocan. De la Fălticeni a plecat la Botoșani, apoi a ajuns la echipa de primă ligă Tomis Constanța, dar și la Lutul Național de Volei. Cariera internațională și-a început-o în Germania.